Bună ziua, sunt Mihai Roze la stuparul.ro. Este 23 august 2020, un stup la care am făcut unificare de toamnă, unificare cu gratie Hahnemann, nu unificare completă. L-am unit stupul de producție cu un roi. Matca bătrână e jos, tocmai am verificat, are ouă, deci trăiește. Unificarea a fost făcută de undeva de 5 zile. Așa, vedeți, cu hrană dată ca să aibă de lucru. Ar fi bine, după părerea mea, roiul cu care se unifică să aibă o dimensiune mai mărișoară și și roiul și familia să nu fie într-o perioadă de pauză, ci de dezvoltare cât de cât mai intensă. Pentru a putea funcționa, din 4 teste care le-am făcut până acum, 2 au reușit și 2 nu. Deci încă nu mă pot pronunța, însă la mine n-au fost n-au prea fost porniți nici roii, nici n-am apucat să le fac niște hrăniri de stimulare după ce s-a întrerupt ponta datorită, pe de o parte, finalizării culesurilor acum azi 2-3 săptămâni și pe de altă parte faptului că am izolat măcile de producție. Aici este compartimentul cu roiul, vedeți că s-a umplut, deși era pe undeva pe 3 rame, l-a umplut full cu albine de jos și am găsit ouă, deci au început să ouă mai bine și matca asta tânără de aici, care va rămâne matca de producție de anul viitor. Deci asta mai fac eu, e un test care îl am în desfășurare, cum pot dezvolta stupii toamna bazându-mă tot pe tehnologia asta de unit cu gratie Hahnemann. Acum o să pun acel corp deasupra și va primi iarăși sirop. Mai las un pic și o să pun imediat și un al treilea corp în care o să încep să fac hrăniri de completare, că după cum observați am doar hrana din cuiburi, ceea ce înseamnă undeva la 2-4 rame cu miere în fiecare cuib. Am făcut tratamente cu benzile astea cu flumetrin, așa, ceva produs rusesc. Le mai las un pic, că spuse numai de o săptămână, dar au căzut binișor acarieni. Observați pe aici cei care lucesc maro. Ce o să fac acum, o să curăț șuberele unde am făcut tratamente, nu peste tot am făcut. La unii era infestare mai mare și am ales să restartez. O să curăț șuberele și voi urmări să văd dacă mai cad și în a doua săptămână de la... De fapt sunt 5 zile de când am pus aceste benzi. Am pus 2 jumate pe un stup din ăsta plin de 12 plus 12 mer. Bun, acum o să le pun unele peste altele înapoi și fac hrănirea. Am vrut doar să vă țin la curent cu noutățile din toamna asta, să vedem cum merge. Deocamdată rata de acceptare a acestor uniri e de 50%, testul e făcut pe 4 stupi. Stupii și roii cu care am unit nu erau foarte bine porniți. Deci nu fusese să stimulați, doar atunci când am făcut unirea am început să stimulez. Vom vedea ce se întâmplă. Eu vă salut, vă urez multă baftă și sper că ați început mai repede cu pregătirile de toamnă decât mine. Eu am foarte mult de lucru, abia ce am terminat aseară de extras toată mierea de floarea soarelui, care anul ăsta a intrat în combinație cu lucernă și poate un pic de mentă, deci va ieși o polifloră de final de vară, care chiar mă bucură, fiindcă aici
cel puțin pe poziția unde sunt eu, nu prea fac polifloră. Observați florile de mentă acolo jos, care sunt gata, normal, cele mov. Cam așa arată și am văzut, sunt foarte multe șanțuri, să zic așa, pe lângă culturi care au aceste flori. Bun, gata povestea, prea lungă un pic, trebuie să închid stupii, e perioadă de furtișac și trebuie să am grijă. Lupii albinelor asiatici dau și ei târcoale, deci trebuie să ne protejăm. Numai bine, spor în toate! Stuparul.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră. Sănătate!